Discuțiile pe care le-am purtat în acest interval de timp, de circa o lună, ne-au întărit convingerea că putem deveni parteneri și pe viitor. Profit de această ocazie să mulțumesc atât în numele celor doi candidați pentru funcția de primar al municipiului Botoșani, cât și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, cât și în numele organizației județene PSD Botoșan, colegilor mei care se află în sală și care au muncit alături de noi și să-mi exprim aprecierea pentru disponibilitatea de care au dat dovadă dânsii, cât și reacția extraordinar de optimistă din partea cetățenilor din municipiul Botoșan și din județul Botoșan. Eu consider că modul în care vom administra județul Botoșan și municipiul Botoșan contează foarte mult de părerea celor mulți, de părerea care nouă ne place să spunem că suntem partidul celor onești și mulți și fiecare își va aduce prin sugestiile și remarcați aici, prin sugestiile și opiniile exprimate de domnilor lor, își va aduce acea plus valoare, o parte din inteligența lor, poate o parte din sufletul lor, poate o parte din dorința lor de a trăi mai bine în municipiul și în județul Botoșan. Cum am anunțat, astăzi, pe data de 3 iunie, va avea loc o tombălă în care vom primea răspunsurile cele mai bune care ne se par în opinia noastră și în același timp colegii și membrii noștri din departamentele de specialitate vom încerca să cuantificăm pentru fiecare comună și practic sugestiile și ideile colegilor noștri a cetățenilor din respectivele localități va deveni pentru noi programul de administrare a localităților din județul Botoșan și respectiv al municipiului, Botoșan și al județului Botoșan. Practic, prin acest mod, am cooptat întregii cetățeni acestui județ și eu spun că este un lucru bun, fiindcă de foarte multe ori guvernanții uită că trebuie să administreze și să guverneze pentru popor și respectiv pentru cetățenii din județ. Eu le mulțumesc cetățenilor din județul Botoșan care au răspuns inițiativei noastre, le asigurăm că parte din sugestiile și ideile exprimate de domnilor lor se vor regăsi în programul nostru electoral cu care noi sperăm să câștigăm alegerile care vor avea loc în iunie pentru anul viitor.